o parte din presă îmi puneau diagnostice care ar fi fost într-adevăr fatale. I-am iertat pentru că experiența de viață prin care am trecut m-a făcut să fiu mai iertător. De azi înainte o să aveți un Octavian Bod mult mai iertător și mai puțin acid, poate, decât a fost până acum. Cred că aceste alegeri au loc într-un moment nu prea fericit pentru Partidul Democrat Liberal, cel puțin din două motive. Partidul se află la guvernare, într-o situație caracterizată printr-o criză economică și financiară generală și generalizată. O criză care a atins nu numai România, a atins întreaga Europa. Iar un alt motiv pentru care partidul nu se află într-o situație fericită este acela al căutării încă a identității sale de dreapta. O să insist mai mult asupra acestei chestiuni, pentru că este o problemă care mă preocupă, m-a preocupat întotdeauna și, făcând o paranteză, este acum probabil că cei care au încercat de-a lungul timpului să-mi pună eticheta de traseist își dau seama că traseist înseamnă cu totul și cu totul altceva. Eu am fost un om politic de dreapta dintotdeauna, am să rămân și voi rămâne un om politic de dreapta.